și domnilor. Atac terorist la Ankara, sunt morți și răniți, anunță ministrul turc de interne. Sunt explozii și focuri de armă și la o uzină de avioane. Claudia Teodorescu, jurnalistă Antena 3 CNN, este în legătură directă cu noi și vine cu informații de ultimă oră. Să vedem imaginile de acolo pentru început. Acestea sunt imaginile de ultimă oră, doamnelor și domnilor, și avem și o fotografie cu acest atacator. Imediat o să o vedeți pe ecran. Este situație de urgență în aceste momente la Ankara. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, nu se află în țară. Este în Rusia, la Kazan, în orașul Kazan, acolo unde are loc summitul BRICS, organizat de Vladimir Putin. Claudia Teodorescu, spuneam, jurnalistă Antena 3, CNN, în legătură directă cu noi, vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Claudia. Bun găsit, Cătălina. Este alarmă maximă în capitala turcă. În aceste momente autoritățile sunt în alertă după ce mai multe persoane au fost ucise și rănite într-un atac terorist în Ankara, anunță guvernul. Atacul a avut loc în fața agenției spațiale turce, Turkish Aircraft Industries Corporation. Ministrul de interne Ali Yerlikaya nu a precizat câte persoane au fost ucise, însă pe rețelele sociale au apărut imagini care arată cum mai mulți teroriști ies înarmați dintr-o mașină și încep să tragă. Martorii au spus că personalul a fost direcționat către adăposturi din motive de securitate. La fața locului au fost trimise imediat forțe de securitate, pompieri, echipe medicale. Tot ministrul turc de interne a confirmat că atacul a fost de natură teroristă, sublinind gravitatea incidentului și impactul său asupra securității naționale, pentru că vorbim despre TUSAŞ, a doua mare companie de interes militar strategic din Turcia, un jucător cheie în industria aerospațială din țară, care proiectează, dezvoltă, produce diverse platforme aeriene, inclusiv piese pentru proiecte internaționale precum avionul de pasageri Airbus. Autoritățile nu au identificat încă autorii, însă primele imagini cu teroriștii circulă deja pe rețelele sociale. Noi urmărim acest atentat și revenim cu informații de îndată. Avem și imagini, îmi transmit colegii, cu momentul acestui atac, dar nu putem să difuzăm aceste imagini. E foarte interesant să vedem dacă în urma acestui atac terorist președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, Claudia, va reveni în țară, repet, se află în Rusia la summitul BRICS și o să vedem dacă va lua o astfel de măsură de urgență, având în vedere ce se întâmplă în capitala Turciei. Bun, urmărim, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă la Ankara în aceste momente. Pe măsură ce vom obține mai multe informații despre bilanțul victimelor, repet, ministrul de interne turc vorbește despre mai mulți morți și răniți în aceste momente. Aveți și fotografia cu atacatorul în partea dreaptă a ecranului. O să vedem exact care vor fi măsurile de urgență care vor fi luate de autoritățile turce și dacă, repet, președintele Recep Tayyip Erdoğan va considera că trebuie să revină de urgență în țară. Vreau să mergem mai departe.